Marți, în jurul orei 13, atât pompierii cât și polițiștii rutieri din Roman au fost solicitați să intervină la un accident ce a avut loc la Pildești, unde un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, iar două victime, soț și soție, au rămas încarcerate. Am fost solicitați prin serviciul unic 112 despre faptul că pe DC51, în afara localității Pildești, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală la două persoane. Ne-am deplasat la fața locului, ne-am constatat că cele sesizate se confirmă. În cauză se va întocmi un dosar penal ce va fi înaintat către parchetul Roman. Da, sunt două victime, soț și soție. Ambele cu fracturi, soțul la membru inferior stâng, soția la membru inferior drept. La prima vedere sunt într-o stare stabilă, noi îi stabilizăm în continuare și transportăm la UPA. Din cauza leziunilor suferite de șofer, un bărbat de 51 de ani din Săbăoani, testarea alcoolscopică nu a fost posibilă. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.